Jucăriile astea sunt atât de drăguțe. No, roboții sunt mult mai mișto. Wow, un unicorn! E magic! Eu l-am văzut prima. Dă-mi-l! Dă-i drumul! Dă-mi-l! Nu, oprește-te! Uite ce ai făcut! A fost vina ta! Bietul unicorn! Nu e corect! Au, urechile mele! Ce-i cu zgomotul ăsta? Calmați-vă! Mi-a distrus unicornul! A fost numai vina lui Madison! Ok, creionule 3D, nu mă dezamăgi! Mai întâi am nevoie de un creion. Voi schița o inimioară. Apoi îmi voi lua creionul 3D. Îl voi folosi pentru a umple inimioara. Voi folosi culori diferite și mă voi asigura că nu depășesc conturul. Voi face liniile una lângă alta. Nu vreau să existe goluri. Wow, arată bine! Dar mai e mult de lucru. Voi băga inima în unicorn. Nu avem timp de pierdut. Acum pot să cos gaura. E intensă treaba. Chiar simt presiunea. Voi tăia sfoara rămasă. Apoi o să pun un plasture peste. Nu te da bătut, micuțule! Hiu! O recuperare completă. Arată bine! Wow! Mulțumesc, tată! Uite, Alex! Ai, adorabil! Hei, ce mai faceți? Frumoasă zi, nu? Ce cald e! Trebuie să continui! Am reușit! Vreau să le mulțumesc părinților! Sunt epuizat! Mă dor picioarele atât de tare! Am dureri crunte! Dar merită! Am nevoie de o pauză. Hei, ai reușit! Ia uite! Îmi vine să plâng! Nu-mi pot mișca picioarele! Ești bine? Nu, nu sunt! Nu mă mișc de pe canapeaua asta! Sunt super fericit că am scăpat de Adidas ăștia! Și-au pățit picioarele tale? Cred că te dor! Lasă-mă să te ajut! Ar trebui să te simți mai bine! Nu funcționează! O să le pulverizez cu apă! Ce zici? Nu, tot rău e! Mă întorc imediat! Haide, gândește-te! Congelatorul! Pe asta o căutam! E perfectă! Voi scoate cuburile de gheață! N-am nevoie de ele! Pe asta o vreau! O să pun tava pe masă! Apoi voi presăra sclipici! Acum am nevoie de un pistol de lipit! Voi adăuga lipici în fiecare căsuță! O să le umplu până sus! Exact așa! Pistolul de lipit grăbește cu siguranță lucrurile! Trebuie să fiu rapidă! Voi mai presăra sclipici peste lipici! Mă asigur că am acoperit totul bine! Apoi voi lăsa lipiciul să se întărească! O să întorc tava și o lovesc puțin! Lipiciul ar trebui să iasă! De asta are nevoie Alex! Oh, da! E o senzație plăcută! Știam eu că să-ți placă! A fost ca un masaj! Picioarele mele arată mult mai bine! Am reușit! Sunt gata de plecare! Hei, nu ai uitat ceva? Lui Madison o să-i placă asta! O să fie super romantic! Bună, Madison! Am ceva pentru tine! Ce? Nu se poate! Este frumos! Nu la fel de frumos ca tine! Wow! O să fie genial! Îl voi pune în cutie! Nu vreau să-l pierd! E gata! Voi pune cutia în ghiozdan și apoi pot pleca! Hai să facem! O să fie cea mai tare zi! Abia aștept să-i văd fața lui Madison! Nimic nu poate strica momentul! Am planificat totul! Alex, ești aici! Mă bucur să te văd! Am ceva special pentru tine! Unde este? Stai o secundă! E pe aici, pe undeva! Cel puțin așa sper! Cât de palpitant! Stai așa! Haide! Nu se poate întâmpla așa ceva! Ești bine? Am pierdut cadoul tău! Stai puțin! Ce s-a întâmplat? Ești bine, Alex? Wow! Știu cum să rezolv problema! Acel fluture m-a inspirat! Voi pune folie de plastic peste acest desen. Voi folosi banda adezivă pentru a fixa totul. Apoi voi desena fluturele cu un creion 3D. Mai întâi fac conturul. Până acum totul e bine! Aripa-i gata! Acum pot adăuga detaliile. Voi crea mici bucle cu creionul. Apoi voi completa restul. Exact așa! Arată grozav! În continuare voi desena corpul. Jumătate din el. Apoi îi agăț de un lanț. Acum pot face și cealaltă parte. Acești cercei sunt pentru tine! Ce? Serios? Îi ador, Alex! Sunt atât de frumușei! O să-i port chiar acum!
Iu, am reușit! Nu vine să cred că ai făcut așa ceva! E cel mai tare cadou din lume! Mulțumesc mult! Orice pentru tine! Sticla asta de apă e exact ce-mi trebuia. O să fac ceva special cu ea, dar mai întâi îmi trebuie creionul meu 3D. Încep să desenez în jurul gâtului sticlei. Vreau să creez o linie continuă. După ce s-a unit, pot să continui în josul sticlei. Și o să mai fac câteva. Las spații egale între linii. Uite așa. Sper să nu rămân fără plastic. După ce termin, o să desenez linii orizontale. Vreau să le unesc cu liniile verticale. Vă place noua voastră căsuță? Cred că da! Oh, da! Sha-la-la-la! Bună, Wendy! Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba! Ah, scuze! Bună! Ce sunt alea? Ah, sunt noile mele căști AirPods. Le ador! Nu știu ce m-aș face fără ele. Pot să le văd? Ah, păi, ok, dar ai grijă. Oh, le ador! Poate ar trebui să-mi iau și eu unele. Gina! Nu! E ok, le ridic eu. Știam că o să se întâmple asta. Ta-da! Ce s-a întâmplat? Ah, crăpătura asta a fost mereu aici? Scuze, a fost un accident. De ce? De ce s-a întâmplat asta? Nu plânge, te rog. Stai puțin, știu cum să rezolv problema. Acuș, husa asta o să arate mai bine ca niciodată. Îmi trebuie niște lipici pentru plastic. Aplic un strat subțire pe suprafața husei. Cred că ajunge. Acum îmi trebuie penseta asta. Cu ea o să lipesc ștrasurile astea pe husă. Nu vreau să mâinile lipicioase. O să folosesc diferite culori și le alternez. Nu mă grăbesc, vreau să iasă perfect. Nu vreau să se supere Wendy. Mai tare, adică. După ce e gata, mai fac încă un rând. Încerc să pun frumos ștrasurile. O să fie o husă foarte colorată. Continui până la baza husei. Apoi fac și lateralele. Vreau să o acopăr complet. Ăsta e ultimul ștras. Wow! Uită-te la ea! Abia aștept să-i arăt lui Wendy. Ia uite ce am eu. E noua ta husă pentru AirPods. Sper să-ți placă. Oh, nu se poate! Ai făcut-o pentru mine? Mersi, Gina! Știi, ar trebui să ascultăm niște muzică. Poftim! Ce ascultăm? Ador melodia asta! Pregătiți-vă! Luptați! Dispar, fraiere! Bravo, iepurașule! Ce? Piciorul tău! A căzut! Eh, nu e mare lucru! Mai am multe alte jucării? Ce să aleg? Oh, asta arată bine! Oare ce ai înăuntru? Wow, ce umplutură multă! Zici că e un norișor pufos! Gina, să mă duc niște biscuiți! Gina? Ce-am făcut? Bietul dinosaur? Nu! Mă distrez copios! Ah, bună, mamă! Ce e cu tine? Ți-ai distrus toate jucăriile! Ce-am făcut? Sunt un monstru! Nu mai plânge! Nu te necăji! Ia chestiile astea! Revin imediat! O să rezolv problema! Am schițat diferite versiuni ale acestui personaj pe foaia asta. O să iau un creion 3D și încep să desenez. Urmăresc conturul. E mai simplu așa. E o metodă haioasă de a desena. Ok, primul e gata. Acum o să desenez partea laterală. Trasez iar conturul. Acum trec la următoarea etapă. Trebuie să-l asamblez. Am îmbinat cele două piese ca să fac un cadru. Și acum folosesc creionul 3D ca să-l umplu. Creez firicele pe acest cadru. E ca și cum ai colora un desen. Mențin liniile apropiate. O să fac asta peste tot. Îmi place! E mai distractiv decât tricotatul. Nu trebuie să iasă perfect, deocamdată. Dar vreau să-l acoper cât de mult pot. O să-mi fie mai ușor să-l manevrez mai târziu. Asta nu e jucăria finală. Încă puțin. Prima parte e completată. Acum o să mă ocup de partea opusă. O să fac la fel pe partea asta. Trebuie să desenez linii orizontale lungi. Grăbesc procesul. Sunt pe val. Am mai terminat o parte. Revin asupra îmbinărilor. Construiesc straturi. Apoi adaug linii verticale. Așa o să acoper spațiile goale. Să nu uiți de urechi. Mult mai bine! Chiar începe să prindă contur! Acum îmi trebuie o pânză abrazivă. O să frec plasticul cu ea. Wow! Ia uite! Arată mai bine decât mi-am imaginat! Acum o să mă ocup de detalii. O să colorez ochii cu negru. Am făcut mici adâncituri pentru ei. Acum îl fac pe celălalt. Hai să schimbăm culoarea și să facem obrajii.
Aș vrea să mă pot machia așa. Nuanța asta de roșu mi s-ar potrivi. Acum îmi trebuie o carioca neagră. Cu ea colorez vârfurile urechilor. Trebuie să colorez o mică parte din ele. Lipsește ceva. Coada! O să prind pe spate. Și am terminat! Arată grozav! Gina, am ceva pentru tine! Serios? Yes! Poftim! Wow! E super, mamă! Îl ador! Uite, pot să trag de el și nu se rupe! Pot chiar să-l și mușc! Iu, distracție plăcută, scumpo! Vă las să vă jucați împreună! Mă duc să mă uit la televizor! Noapte bună, Gina! A? Ce-i zgomotul ăla? E cineva acolo? Probabil că e doar în imaginația mea. O să încerc să mă culc la loc. Ce e chestia aia? Nu-mi place! Pleacă! Arată-te! Mama! Ce s-a întâmplat, scumpo? Cred că e un monstru în camera mea! E ok, nu e nimeni aici. Ba e, l-am auzit, a fost înfricoșător. Ești în siguranță. Ah, știu, o să prind luminițele astea. Mersi, mamă. Ochii mei. Nu pot să dorm, nu pleca, mamă. Ce e? Lumina e prea intensă. Scuze, scumpo. Stai, cred că pot rezolva problema. Îmi trebuie batonul ăsta de lipici. Nu mă dezamăgește niciodată. Stai o clipă! Folosesc o formă cu inimioare pentru cuburi de gheață și pun lipiciul în inimioare. Le umplu până sus. Vreau să umplu toată forma. Apoi aștept să se întărească lipiciul. Acum pot să le scot. Forma de silicone îmi ușurează munca. E o activitate plăcută. E foarte relaxantă. Nu mai trebuie forma. Trebuie să se încingă pistolul de lipit. Înfic duza în inimioară. O să las o gaură. Fac asta cu toate inimioarele. Vreau ca găurile să aibă aceeași dimensiune. Le-am terminat! Acum o să bag luminițele în inimioare. Se potrivesc de minune. Nu o să dureze mult, dar o să arate grozav. Era bine dacă mă gândeam la asta mai devreme. O să le adore, Gina. O să fie drăguțe. Gata, acum o să aprind luminițele. Wow, sunt grozave! Sunt cele mai tari luminițe! Mersi, mamă! Sunt foarte frumoase! Așa zic și eu! Pe mâine dimineață! Ah, mult mai bine! Perfect! Am pe aștept să înceapă petrecerea! Cred că e totul gata! La mulți ani! Mersi, mamă! Ia uite, e pentru tine! Vai, un cap uriaș! E exact ce mi-am dorit dintotdeauna. Știam eu că o să-ți placă. Nu știu ce să zic. Glumeam! Ăsta e cadoul tău. Iu, îmi făceam griji. Wow, mersi, mamă, îl ador. Dar să ai grijă de el. Te poți baza pe mine. Acum du-te la școală. Ai o mică pată pe tine. O să păstrez chestia asta. Wow! Nu pot să cred că mama mi-a luat așa ceva! E cel mai tare cadou! Îmi doream un telefon nou de multă vreme! Am ajuns deja la școală! Bună, Matthew! Ia uite ce-am primit! E nasol! Uită-te la el! Mama o să se supere rău! Ce mă fac? E un dezastru! Nu pot permite să se întâmple asta! Gina, ești bine? Nu vreau să-mi scap telefonul! O să se spargă! E ok, ți-am luat o husă! Nu prea e genul meu! Stai! Am o idee! Îmi trebuie chestia asta! Ce faci? Modific puțin husa! Torn materialul de tanșare într-un pahar! Cred că ajunge! Acum îmi trebuie vopsea acrilică! O să pun câteva picături în pahar! Acum le amestec! Vreau să se combine! N-ar trebui să dureze mult! Ador culoarea asta! Arată bine! Trecem la următoarea parte. Am o pungă pentru ornare. O să o umplu cu amestecul de tanșare. Mă simt de parcă urmează să decorez în tort. Dar n-aș mânca așa ceva. Nu mai am nevoie de pahar. Folosesc un bețișor de înghețată ca să împing amestecul la baza pungii. Cred că e gata. Mai trebuie doar să-i fac un nod pungii.
Mă asigur că e închisă bine. Nu vreau să am accidente neplăcute. Trebuie să tai capătul pungii. Dar nu vreau să tai prea mult. Atât e perfect! Și acum să trecem la ornat. Am husa, trebuie să apăs ușurel punga. Vreau să creez un model spiralat. O să fac asta pe toată suprafața husei. Spiralele vreau să rămână apropiate. Dacă mișc rapid punga, se formează moțuri. Arată mai bine! Îmi place treaba asta! Poate că ar trebui să mă apuc de gătit. Poți folosi material de etanșare de diferite nuanțe, dar mie îmi place culoarea lavandei. Te relaxează! Ăsta e ultimul rând! Acum o să pun un koala drăguț. L-a pus puțin. Vreau să se lipească. Ursulețul ăsta poate fi pus în colț. Folosesc o pensetă pentru asta. Nu vreau să stric ceva acum. Îmi mai trebuie câteva personaje. Sunt adorabile! Acum o să umplu zonele libere cu floricelele astea. Cred că e gata! Aștept să se usuce materialul de etanșare. Ce zici, mamă? Arată bine, nu? Wow! Ești adevărat artistă! Cred că moștenești talentul de la mine. Ah, mersi, cred. Deci, când mâncăm tort? O să-mi aranjez rapid rujul. Unde o fi? Mult mai bine. Ah, asta căutam. Mersi, Annie. Ce faci acolo? Nu, nu faci asta. Îmi place nuanța asta. E al meu. Ai uitat? Wow, ce rapid îți sare țandăra! Nu cred că ai făcut asta! Oprește-te, Ava! Vorbesc serios! Începe să devină enervant! Termină! Fii atentă! Oh, ce drăguțe sunt! Pot și eu să fac asta? Ce zici de asta? Ah, da! Uite aici! Îmi stă mai bine cu el decât ție! Arăți ca un clovn! Un clovn foarte urât! Oprește-te! M-am săturat! Ha! E al meu! Nu mai al meu! Asta e, Annie! Ups! Nu cred că era rujul meu, totuși! Ce jenant! Trebuie să-i cer scuze lui Annie! Stai așa! Am o idee! Am nevoie de stiloul 3D! O să înconjor tubul de ruj! O să fac asta de câteva ori! Vreau să suprapun mai multe straturi. Fix așa. O să continui până la capătul tubului. Apoi, când ajung la capăt, o să acopăr și fundul tubului. Vreau să-l acopăr complet. Perfect! Am făcut litera A folosind stiloul 3D. O să o lipesc de tub. Gata, am terminat. Ah, uite-o pe Annie. Annie, asta e pentru tine. Ce e ăla? E rujul meu? Wow, ce tare! Mersi, Ava! Îmi pare rău! Uite ce-am găsit! Nu cred! E identic cu al meu! Ah, da, cheia! Unde e? Evident, sigur e în geantă! Trebuie să fie pe aici, pe undeva! Ok, deja devine ridicol! Nu găsesc! Stai, am o idee! Mă duc să o caut. Ia să vedem. O pungă de chipsuri. Cărți. Trebuie să mai înaintez. Uite-o! Am găsit-o! Fiu, în sfârșit! Ce greu a fost! Așa, am deschis în sfârșit dulapul. Stai! Cred că am o idee mai bună. O să-mi folosesc stiloul 3D și un desen cu inimioară. O să urmez conturul. Super! Acum o să-l umplu. Asta e partea mea preferată la stilourile 3D. Îmi place mult să trasez liniile mai lungi. Vreau să arate bine, deci nu trebuie să am goluri. Ok, inimioara e gata. Acum o să-i adaug un inel de chei în vârf. O să-l prind bine cu stiloul 3D. Așa! Brelocul e gata și poate fi folosit. Ce simpatic e! Și partea cea mai tare e că n-o să mai pierd cheia! Ce tare-i dansul ăsta! Oh, sună cineva la ușă! Răspund eu! La naiba, intrasem în ritm! Uite, am primit un colet!
Ce tare! E noua mea pereche de Crocs! Ce frumoși sunt! Îi ador! Wow! Ce geloasă sunt! Ai mei sunt simpli și plictisitori! Hei, dar sigur îi pot îmbunătăți! Am desenat o floricică simpatică și acum o să-mi folosesc stiloul 3D! Am făcut două petale, trec la următoarele! Prefer un model orizontal și gata! Acum o să folosesc galben ca să umplu centrul! Oh, ce simpatic a ieșit! Acum o să fac o căpșună! Mai întâi o să-i fac conturul cu negru! Arată bine! Acum partea de sus cu verde! Și evident, roșu pentru fructul în sine! O să fie adorabilă! Am terminat! Acum o să fac o stea! Nici măcar n-am nevoie de tipar de data asta! Pot desena conturul cu mâna liberă! O să strălucească frumos dacă folosesc galbenul ăsta! Așa! Acum să le lipesc de încălțări! Cred că o să pun steaua fix aici! Urmează celelalte! Da, arată super! Ia să-i probez! Vai de mine, ce mult îmi plac! Kate, ce bine te-ai descurcat! Poftim, ia și tu una! Oh, mersi! Vrei să mai vezi ceva interesant? Uite ce am mai făcut! Le pui direct peste încălțări și o să arate complet diferit! Doar am trasat cu stiloul 3D conturul fiecărui papuc! Ce tare! Oh, ah, da, am uitat de dans! Și ne putem arăta și noile încălțări! Aproape am terminat de spălat vasele! Fiu! Oh, nu, încă o cană! Spală și pe asta, te rog! Ok, bine, încă una! Nu înțeleg cum se poate murdări o cană atât de mult! Ce naiba? Mâna mea! Oh, nu! S-a spart? Wow, e întreagă! Nu! I s-a rupt toarta și e cana ei preferată! O să mă omoare! Stai! Poate o pot repara! N-am nevoie de lipici! O să-mi folosesc stiloul 3D! O să acopăr crăpătura! Are aceeași culoare, deci nu se prea vede! Și apoi o să continui de-a lungul mânerului! Pe margine! Nu e nevoie să pun foarte mult! Așa! Am terminat o parte! Acum trec la cealaltă! O să fac același lucru și aici! Și partea asta e aproape gata! Așa! Și acum o să unesc partea de sus și cea de jos! Toarta e partea cea mai importantă a unei căni, deci trebuie să mă asigur că e lipită bine! Am terminat! Și toarta chiar e rezistentă! Ah, poftim niște suc! Văd că ai texturat toarta! S-a întâmplat ceva? Nu! Ce-i drept, acum e mai ușor de ținut în mână! Mersi pentru suc! Fiu, ce mă bucur că a funcționat! Pardon, vreau să ajung la dulapul meu! Ce ciudată e! Învață pe hol! La naiba, sună clopoțelul! Hei, cum mi s-a prins fusta în ușa dulapului? Of, e prinsă bine! O să trag așa de ea! Ah, am rămas fără fustă! Nu, nu e o idee bună! Oh, a rămas dită mai gaură! Ia stai așa! Da, stiloul 3D! Ce bine că l-am luat cu mine la școală! O să desenez un model simpatic în jurul găurii din fustă! Apoi o să încep să-l umplu! Trebuie să mă asigur că acopăr gaura! Ok, acum următoarea culoare! Și acum acopăr și partea asta de gaură! Așa, am acoperit gaura! Acum o să-i adaug câteva detalii! O să umplu urechile! Și o să-i desenez ochișorii! Să nu uit nici de bot și gură! Oh, ce adorabilă-i vârtița asta! Am acoperit gaura și acum am o fustă super simpatică! Deși avea dinții ascuțiți, lupul avea și o inimă mare. De aceea, când prințesa i-a mângâiat plana, lupul i s-a întins la picioare. Și de atunci înainte au rămas împreună. Oh, a adormit. Hai să o învelesc. Și să ies pe furiș din cameră. Oh, nu! Ce tare s-a auzit! Ah, te rog, nu te trezi!
Piu, doarme în continuare. La naiba, i-am rupt păpușa. O să se supere rău când o vede. La naiba, ce fac acum? Ah, știu ce pot face. Hai la mine, păpușică, e timpul să te reparăm. Stiloule 3D, nu mă dezamăgi. De data asta, mare nevoie de tine. O să încerc să-i dau formă de solzi de pește. Așa, coada de sirenă va părea mai reală. Acum urmează aripioarele de la baza cozii. Galben pare a fi o culoare bună în prima fază, dar o să folosesc mai multe culori ca să arate bine de tot. Așa, acum ultimele retușuri. O să mai adaug puțin galben sus. Și am terminat! Oh, ce simpatic arată! Cred că o să-i placă rezultatul! Sincer, sunt chiar mândră de mine! O să las păpușica aici ca să o găsească. Somnușor! Acum să mă furișez iar din cameră. Lupul vrea înghețată de cireșe. Da, am avut dreptate. Popcornul ăsta e delicios. Unde e? Unde e? Poate e sub pernele astea. Ce faci? Nu mai da cu perne în mine. Ia să mă uit și sub picioarele tale. Degeaba, am căutat peste tot. Care-i faza? Mi-am pierdut un cercel! Nu-l mai găsesc! Păi, frunza asta seamănă puțin cu cercelul tău. Lasă-mă puțin, te ajut eu să rezolv problema. Ne salvează iar stiloul 3D. Nuanța asta de verde e superbă. Îmi place că lucește. Acum trec la partea cealaltă a frunzei. E distractiv să folosești o frunză adevărată? Gata! Acum o să scot frunza. Arată aproape ca o frunză reală. Acum o să atașez agățătoarea cercelului. Bun, o să mai fac unul. Acum pot fi purtați. Uite ce am pentru tine! Poftim! Arată bine! Ia să-i probez! Cum arată? Bine? Ce tare! Vai de mine, ce mult îmi plac! Parcă ar fi frunze adevărate! Ce drăguți sunt! Vezi? Nu trebuie să te mai stresezi! Jucăriile Puppet sunt distractive, dar știai că te pot ajuta să-ți faci propriile bijuterii? Umple un spațiu gol cu ajutorul unui stilou 3D, fix așa. Apoi pune o bază pentru cercel cu șurub peste plastic. Acoperă baza pentru cercel cu ajutorul stiloului 3D. Acum așteaptă să se întărească plasticul. Scoate-l din Puppet și admiră-ți noul cercel. Sau și mai bine, poartă-i pe amândoi. Arată chiar bine, nu-i așa? Hai să facem agrafa asta de păr un pic mai interesantă. O să folosesc creionul ăsta 3D ca să creez o spirală pe agrafă. Apoi o să-i dau și înălțime. Arată grozav! Cred că ajunge. Acum o să-mi aprind în păr. Ce zici, Wendy? Îmi place la nebunie! Arată fabulos! Ești gata? Stai! Pot să-l apăs eu? Te rog! Te rog frumos! Haide! Ok, dă-i bătaie! O fac! Trebuia să se întâmple ceva acum? Da, ce ciudat! O să încerc chiar! Haide, măi! Poate e stricat! Oare ar trebui să plecăm acasă? Oh, căști! Mersi! Ador melodia asta! Mergi, buton idiot! Inutil! Stai! De unde ai făcut rost de alea? Hei, Jasmine! Iuhu! Cât de nepoliticos! Poate asta o să meargă! Jasmine! La 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 la! Serios? Știu! Asta sigur o să meargă! O să fie zgomotoasă! Huh? Ce ciudat! Ce e în neregulă cu chestia asta? Vai! La 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 la! Ce s-a întâmplat? Nu mai folosesc niciodată chestia asta? Mi-a venit o altă idee. Doar e împrumut, sincer. Hei, am nevoie de ajutorul tău. Las o baltă. Deci, stați să vedeți. Dăm banii. Sper să fie toți. Fără resentimente? Oh, da! Woohoo! Jasmine, haide, măi! Ce o să fac?
știu! Ba-ba-ba-ba-ba-ba! Trebuia să mă fi gândit la asta mai devreme! O să încep prin a desena un cerc. Dar o să las o mică gaură în formă de cheie. Acum o să-l umplu! Trebuie să nu depășesc conturul. Aproape am terminat. Gata, cred că e ok. Acum trebuie să desenez niște linii verticale. Nu pot să las spații goale. Să știi că e chiar relaxant. Simt cum dispare orice urmă de stres. Ok, acum trec la partea următoare. O să desenez linii în forma asta. Se creează un cadru și trebuie să fac la fel și pe partea cealaltă. Apoi o să-l umplu. Pot să las chestia asta deoparte deocamdată. Trec la următorul pas. O să desenez multe linii una lângă alta. Vreau să creez o bandă lungă din plastic. Încă puțin. E perfectă! O să o înnoi cât e moale. Apoi o să atașez cercurile, căștile mele în cap în spațiile goale. Acum am propriile mele căști. Oh, ce melodie bună! Jasmine! Uite! Huh? Wow, ce cool sunt, Wendy! Știu, sunt exclusiviste! Hai să dansăm! Stai așa! Nu! Hai să ne luptăm cu degetele mari! Te avertizez, sunt expertă! Oh, ești pricepută! Ce situație tensionată! Renunță! Wendy, nu-i atentă? Ai trișat! Wow! Ia uite! Ce se întâmplă? Unde suntem? Care-i faza? Nu te uita la mine! Iu, e atât de cald! Știu, stai așa! Ce e ăla? E un scorpion? Ugh, scârbos! Jasmine? Ce faci? Unde a dispărut? Sunt atât de confuză! Te simți bine? Vreau apa! Mă rog! E atât de cald! Poate merge să-mi colectez transpirația? Serios? Ei, e tot apă! Unde-mi sunt manierele? Crezi și tu? Mersi! Mi-e atât de sete! Ce-i aia? Ce ciudat! Nu vezi așa ceva la ordinea zilei? Credeam că se întâmplă doar în filme! Wow! E mult mai bine! Ia uite ce pepene suculent! E fix ce-mi trebuie! Miroase atât de bine! Oh, serios? Ce dezamăgitor! Poate asta o să te ajute! Ce ne facem? Stai! Am o idee! O să încep prin a desena o lună. Apoi o să umplu cu linii verticale. O să las spații între linii. Acum o să adaug o culoare deschisă sub formă de lună. O să o iau în jos. Ok, ajunge! Hai să punem niște roșu acum. O să urmez același model. Dar o să-l fac mai îngust când o iau în jos. O să semene cu o felie de pepene roșu. Vezi? Acum fac și niște detalii. Asta e partea simplă. O să fac niște buline negre. Fac asta pe toată zona roșie. Ok, trebuie să dau o gaură în vârful triunghiului. O să fac mai multe felii de pepene și o să le pun una peste cealaltă. Apoi o să bag o bucată mică de plastic prin găuri și o să o leg. O să obțin un evantai. E perfect pentru căldura asta. Wow, o să ne răcorească! Ah, simte briza asta rece! Vai! Jasmine! Ah! Ah, îmi pare atât de rău! Ha, te-am păcălit! Am găsit chestia asta după o stâncă! De ce mi-ai face asta? Nu-i amuzant! Măcar am un evantai! Ești gata? Haide! Ah, cât pe ce? Da, am câștigat! Eu o să apăs butonul! Oh, ce ținută drăguță! Și ce flori superbe! Miros uimitor! E grozav! Bună, Wendy! Vai, uită-te la inelul ăla! Jasmine, nu te-am văzut! Ce faci? Oh, ce romantic! Glumești? Până aici! E al meu! Nu, e al meu!
Dă-mi-l! Niciodată! Știți ceva? Să o lăsăm baltă. Termină! L-ai stricat! Unde-i diamantul? De ce ai face așa ceva? Nu plânge! Trebuia să fie cea mai fericită zi din viața mea! Nu mai plânge, te rog! Știam eu! Oprește-te, te rog! Eu nu am niciodată lucruri frumoase, e atât de nedrept! O să-mi fac propria bijuterie! Ha? Stai așa! Poate merge să-l repar! O să încep prin a pune niște lipici pe inel. Îl las să se întărească nițel și apoi îl înmoi în sclipici. O să fie strălucitor! Wow! Wendy, ăsta e pentru tine! Un inel? Pentru mine? Normal! M-ai făcut atât de fericită! E frumos! Poți să iei tu chestia asta? Wow, mersi! Ce zici? Îmi place mult! Ce frumos din partea ta! Arătăm grozav! Bravo! Ce? Le-am lăsat acasă? Astea sunt așa de demodate! Dar sunt mai bune decât nimic! Wow! Ai șefuit un muzeu sau ce? S-a zis cu astea! Creionul meu special! Câteva jeturi și voi avea o nouă pereche de căști! Vezi? Așa mai merge! Muzica asta chiar sună grozav! E doar un alt truc cu creionul! Unghiile astea sunt pilite! Roșu sună bine! Oricum, cui trebuie un salon? Oh, mie se pare! Așa de neîndemânatică! Frate, uja asta nu se ia! Șterge-te! Tot acolo? E timpul să scot artileria grea! Așa mai merge! Oh, n-are niciun rost! Oare mai poate fi salvată? Poate că trebuie să devin creativă! Să fiu iscusită! Îmi voi face propria husă cu acest creion de lipit util! Seamănă deja cu o husă? Să nu uităm de margini! Poți folosi ce culoare vrei! Asta se asortează cu ținuta mea! Ce mai faci, dragă? Sunt pe cale să câștig! Oh, e timpul pentru o mică pauză! Holbatul la ecrane mă adoarme! Oh, da! Interesant! Oh, ce-a fost aia? N-a fost pisica, nu? Ochelarii lui Madison! O să mă omoare! Eu și fundul meu mare! Dacă mă gândesc mai bine... Creionul ăsta ar trebui să repare chestii. Mai întâi conturează lentilele așa, apoi pune și pe margini, continuă până când înconjori toată zona. Pare ceva cunoscut? Acum mai trebuie doar să le conectezi. Și acum părțile pentru urechi. Și ești gata! Eu zic că arată genial! Ușurel, ușurel! A fost cât pe ce! Sunt fix pe mărimea ta! Am dormit cu ochelarii pe nas? Oh, doamne! Ha, ce ciudat! Mi-a ieșit! Wow! Ia uite ce de chestii superbe! Fluturașul ăsta e clar genul meu! Dar de ce să mă opresc aici? Adică, pentru ce sunt degetele, nu? A
Arăți grozav! Dar cum rămâne cu mine? L-am făcut singură pe micuțul ăsta? Nea! Ăsta e mai impunător! Poate că prea mult. Oare asta merge? Of! De ce am mai încercat? Stai puțin! Știu! Desigur! Vezi inimioara asta? Conturează cu creionul tău de lipit. Eu aleg roșu. Acum colorează. Urmează coroana. Potrivită pentru o regină, cred. Vai, cât de adorabilă e floarea asta! Poți folosi culori diferite dacă vrei. Să umplem petalele alea. Perfecțiune! Te întreb ce e asta? E partea care se pune pe degetul tău. Acum, mai ții minte inimioara făcută? Pune o picătură de lipici aici și lipește inelul peste. Uită-te la tine! Creezi bijuterii! Ce adorabil! Îți vine să crezi? 4 inele realizate manual, frate! Ha? De unde le-a luat pe alea? Dă-mi! Sunt unicate, nu? Pot să-l probezi pe ăsta? Îl ador! Surorile inelelor! Ce-ar fi o petrecere în pijamale fără o bătaie cu perne? Ah, părul meu! Mi-a fost compromisă vederea! Of, prea mult păr, frate! Ok, stai așa! Am nevoie de un minut! N-am un elastic de păr pe aici? Merge și asta! Nu te grăbi! Eu am văzut-o prima! Dar eu am mai mare nevoie de ea! Dă-mi-o! Ah! Ia uite ce ai făcut! Dar poate că există ceva mai bun! E timpul pentru cutia cu planul B! Avem nevoie de ajutorul tău, creion magic! O să fie grozav! Întâi ne trebuie niște linii ondulate. Apoi, închide-le și colorează-le. O să aibă sens imediat. Folosește vopseaua albă ca să faci inimioare micuțe. Nu-i așa că sunt adorabile? Ok, încă una. Ce e o creație fără puțină strălucire? Apoi, prinde capetele unul de altul. Și prinde-ți-o în păr. Nu mai intră părul în ochi? Wow! Mamă! Bătaia reînceput! Tu și colega ta de clasă aveți gusturi similare, dar poate asta aduce niște probleme. Pe curând! Hemingway e chiar interesant! Ce? Nu ți-mi minte să fi pus așa ceva? Nici măcar nu sunt majoretă! Stai! Ăla-i ghiozdanul meu? Și mi-a venit o idee grozavă! Desenează-ți numele și conturează-l cu creionul tău de lipit. Am ales un stil de litere amuzante! Și poți alege și culorile! Nu uita de zonele ascunse, cum ar fi în jurul lui E! Apoi e timpul pentru culori! Pune lipiciul în direcții diferite ca să vezi literele mai bine sau fă marginile mai pronunțate. Adaugă un contur și un lănțișor. Să vedem cine mai ia ghiozdanul greșit acum! Ha? Ăla nu e numele meu? Madison? Era cât pe ce, nu? Salvată de eticheta cu numele! Wow! Ha? Mi-a răspuns Cupidon în sfârșit la rugăciuni? Îmi stă bine părul? Oh, bună! Ah! Vai! Ești din gura mea? Și părul meu? A fost o tornadă sau ce? Stai puțin! Știu ce va îmbunătăți situația! S-a
Salutare, vechi prieten! Vezi pixul ăsta? Folosește-l ca să-ți modelezi lipiciul așa! Continuă! Și după ce s-a uscat, desfă-l pe tot! Ar trebui să arate ca un mic arc! Pune niște lipici la un capăt și prinde capetele unul de altul! Ta-da! Adio, păr nebunesc! Unde rămăsesem? Bună! Wow! Bună! Ce colier frumos! E pur și simplu wow! Ce norocoase sunt! E super frumos! Vai! Au! A durut! Oh, nu! Colierul meu! S-a rupt! Uite cum arată! Oh, uite! Potel pot repara! Hei, e cineva aici? Ce sudură perfectă! Hei, iuhu, aici sunt! Ce vrei? Bună, Annie! Intră! Da? Ești sigură? Ce faci? Mi s-a rupt colierul! Da, s-a rupt! Dar ți-l pot repara! Ia să vedem ce avem aici! Nu mai poate fi reparat, poate fi aruncat. Dar îmi plăcea. Șt, nu, nu-ți plăcea. O să-ți fac ceva și mai bun. Uite. Ești bine? Nu sunt sigură că e stilul meu. N-am terminat. Nu, nu-mi place, e cam mult. Wow, ce pretențioasă ești apropo de bijuterii. Nu am alte idei. Trebuie să putem face ceva. Stai puțin, mi-a venit o idee. Am nevoie doar de un pop-it. O să umplu golurile cu un stilou 3D. O să fac asta pe tot rândul. Apoi o să pun un lănțișor deasupra și o să-l acopăr la fel cu plastic. Vreau ca lănțișorul să fie acoperit complet. Apoi o să aștept să se întărească. Acum îl pot scoate din pop-it. Probează-l! Cum îmi stă? Vreau să-l văd! Wow, parcă ar fi flori! Nu-mi vine să cred ce ai făcut! Ava, e minunat! Mersi! Hei, cu asta mă ocup! What? Huh? Yes! Eh? Eh? Wow! Hei! Ups! Încep cum lumea poate să bea limonadă care nu e din lămâi proaspăt stoarse. Sunt așa plictisită. Poate că ar trebui să ies. Dar asta înseamnă că îmi trebuie pantofi. Bine. Iuhu! Da, Ava? Îmi trebuie niște pantofi. Nu e așa de greu. Am ales perechea cea mai strălucitoare. Nu! Ah, ok. Of. Roșu aprins? Nu. Sandale? Sau poate Adidas și ăștia? Nu. Încălțămintea poate fi un accesoriu problematic. Măcar îmi place partea de sus. Ok, Ava, asta e ultima pereche pe care o ai. Hai mă, nici măcar nu plouă. Te rog să nu mă concediezi! Pleacă de aici! Trebuie să rezolv treaba asta! Oare pot să fac eu niște pantofi? Frate, pierd mințile! I-ar purta pe ăștia? Doar ei au mai rămas! Sau... ce ghiveci frumos! Știu! Folosește un creion 3D ca să umpli spațiile goale. Continuă până când îți faci forma dorită. O talpă de pantofi e gata. Acum ia un pahar de hârtie ca ăsta și taie-l pe jumătate. Folosește creionul ca să-l lipești. Dungile astea o să-l țină fixat. Continuă și după ce ai terminat, scoate bucata de hârtie. Folosește o panglică pentru a grupa firele alea.
Fă o mică fundă elegantă! Drăguț, o să-i placă! Oh, Ava! Ți-am găsit perechea perfectă! Îți place? Serios? Foarte serios! Pe bune! Oh, Doamne, te rog să-ți placă! Nu pot să-mi pierd jobul pentru asta? Ești sigur? Viața mea depinde de momentul ăsta! Calmează-te, o să-i port! Hiu! Chiar sunt drăguți! Să sperăm că sunt mărimea mea! Tare! În plus, mai sunt și unicat! Să mă laud cu ei pe Instagram! Dezastrul? Trebuie să fac eu totul pe aici? Of, e așa frig! Am adormit iar pe canapea? Vai! Salutare, păr încălcit! Uite-mi pieptănul! Și o grămadă de alte mizerii! Scârbos! Chestia asta e plină de pânză de păianjen! Dar cred că e mai bine decât nimic! Chestia asta nu merge cum o făcea înainte! De ce sunt nodurile astea așa de rele? Au! Nodul ăsta e imens! Oh, e ridicol! Ieși de aici! Haide! Ah! Aoleu! Ăsta era cândva în capul meu! Cum de mi-a făcut amărâtul ăsta așa ceva? Mă rog, trebuie să mă descurc cu ghearele mele. Sau nu? Mai e altceva util pe aici? Oare spatula aia? Normal! Folosește creionul 3D ca să faci perii. Ar putea dura nițel, dar rezultatul merită din plin. Poți face perii cât de lungi sau scurți vrei. Continuă până când acoperi toată spatula. E timpul să-i tundem. La jumătate ar trebui să fie ok. Așa, ți-ai tras o perie? Încălciturile mele n-au nicio șansă. Părul meu o să fie super mătăsos. Și n-am cheltuit niciun leu. Cât de grozav arată acum părul meu! Să fii creativ e grozav și epuizant! Frate, sper că sunt pregătită pentru testul ăsta! Ce se întâmplă acolo? Capete mari idioate! O să petrecem maxim! O petrecere? Cea mai tare petrecere? Grozav! Cea mai tare petrecere din lume! Și am ținuta potrivită! E timpul să petrecem! Dar unghiile astea nu pot să apară așa! Dar o manicură e prea scumpă! Cât timp mă pot ascunde aici? Ah, creionul meu 3D! Vrei unghii drăguțe? Mai întâi pune niște hârtie de copt! După ce definești cuticulele, trasează conturul unghiei tale. Dă la o parte hârtia. Termină de desenat unghia. Apoi umple-o cu creionul tău. Roșul e mereu drăguț. Arată bine deocamdată. Folosește un baton ca ăsta ca să o curbezi și să se potrivească pe unghia ta. Apoi dezlipește-o de pe foaie și ar trebui să se potrivească de minune. Da, sunt superbe! Chestia asta chiar e utilă! Cui trebuie o manicură scumpă când poți să-ți o faci singură? Hei, unghiile alea sunt fabuloase! Mersi! Ăsta da plus de încredere! Bună, Ava! Ce strălucești azi! Ăla-i veritabil? Nu! E David ăla? Nu, părul meu! Ar fi trebuit să pară că flirtez! Of, păr lung, idiot! Mult mai bine! Nici măcar nu mă observă! Ava primește toată atenția! Serios? Hai să încerc iar! E totul bine! Ce? Toate chestiile mele au căzut pe aici!
Ziua asta devine din ce în ce mai bună! Bună, David! Wow! Uite ce cercei are Annie! Hei! Eu? Pardon? Unde pleci? Of! Chiar îți plac? Sunt unicat! Dă-mi un mesaj pe Insta! Annie se crede șmecheră! Cerceii sunt cam cool! Îmi plac cercelușii tăi! Te ajut să-ți faci și tu unii! Conturează marginea unei frunze cu un creion 3D, apoi colorează-o! Pare o frunză reală, vezi? După ce s-a uscat, prinde-o pe un lanț! Și apoi mai pune o altă frunză mai jos! Le poți combina! Tare! Annie, mersi! Măcar par scumpi! Te-am prins! Ce moale și pufos ești! Stai puțin! Wow, ce-i aia? Mama e ocupată! Acum e momentul! Ești bine? Încă puțin! Aproape am ajuns! Ce faci acolo? Abia așteptam acest moment! Acu-iacu! În sfârșit! Nu! Nu cumva să faci asta! Stai așa, Ava! Iar m-a prins! Într-o zi, mama! Într-o zi! Trebuie să previn accidentele! O să acopăr priza cu scotch! E perfect! Acum Ava e în siguranță! Adio, prieteno! Poate o să ne revedem într-o zi! Mă bucur că ai venit! Stai jos! Oh, ce moale e! Am redecorat! Cum ți se pare? Cum ți se par decorațiunile? Ce pește mare! Aia e artă modernă! E ca să o protejez pe Ava! Nu contează! Știu cum te pot ajuta! Am mai fost în situația asta! Se rezolvă rapid! Mai întâi o să fac un cerc cu stiloul 3D! Apoi o să-l umplu! În mijloc am trasat un dreptunghi! O să-l las gol! Partea asta e aproape gata! Acum o să umplu dreptunghiul cu plastic alb! Ce ușor e! Și e distractiv! Ok, acum pasul următor. O să desenez deasupra un cerc mai mic. O să-l fac strat cu strat, fix așa. Acum o să-l bag în priză. Am mai făcut câteva și fiecare are altă formă. Așa, Ava, n-o să mai aibă acces la prize. Ce? Ce sunt astea? Hei, nu-mi plac deloc! M-am plictisit! Da, cred că e corect. O să-l notez aici. Ah, am o idee mai bună! Ups! Nu! Oprește-o! Sunt gata să șterg tot! Și eu! Să plouă cu șervețele! Nu trebuie să se verse! Stai! Nu mă așteptam la asta! Da, sunt ușor dezamăgită! Dar nu mă plâng! Doar că eram pregătită de ceva mai grav. Încă se învârte? Cred că e un record. Stai, stai! Nu, nu pot să mint, a devenit cam plictisitor. Hai odată! Stai așa, se întâmplă ceva! Ava, trezește-te! Oh, în sfârșit! Uite, cade! Laptopul meu! A fost un vis! Ava, nu! Eu am prins-o! Ce se întâmplă? Era să se verse! Trebuie să evităm accidentele! O să pun niște folie de aluminiu peste cană. O să o apăs de jur împrejur, ca să stea prinsă bine. Acum am nevoie de lipici fierbinte. O să fac un cerc din lipici pe mijloc. Apoi o să-l lărgesc spre margini. Vreau să acopăr toată folia și o să-l las să se scurgă pe margine. Ce captivant e! Apoi o să aștept să se întărească. O să dau folia la o parte. Am obținut un capac perfect pentru cană. Cum ți se pare?
Aoleu, încetişor! Wow, ce tare! Acum hai să ne terminăm tema! Oh, bună, draga mea! Ești pregătită de dans? Hei! Oh, scuze! Oh. Ah, stai puțin! Nepotul meu are o chestie de asta! Ai nevoie doar de un pistol de lipit și niște culori vesele! Umple câte buline vrei! Perfect! Acum sunt gata! Aproape! Vrei să-l probezi? Poftim! Oh, mi se potrivește perfect! Îl ador, mersi! Să mergem! Am căzut și nu ne mai putem ridica! E aproape gata? Da, am cam terminat! Grozav! Stai! Mama o să ia razna când o să vadă tatuajul ăsta! Alo, e cineva acasă? Ce? Scuze, mă panichez! Ok, inspira adânc! Mersi! Stai puțin! Cred că mi-a venit o idee! Ia un mulaj din cauciuc ca acesta și umple-l cu ursuleți gumați colorați! Eu aleg o grămadă de nuanțe diferite! Pune-i peste tot în această bandă! Apoi toarnă cu grijă rășina epoxidică peste ursuleți și umple forma până sus! E gata să fie purtată! Nu-i așa că e cea mai simpatică? Și mi-acoperă perfect tatuajul! Super! Îl acoperi? În fine! Betty, ai venit acasă! Bună, mamă! Oh? Un tatuaj? Oh, ăla e mic în comparație cu al meu, vezi? Wow, ești cea mai tare! Așa, mama, așa, fică! O rândă mititică de aplauze! Nu mă plictisesc niciodată de treaba asta! Uite ce de chestii! Cătușe? Aoleu! Oh, nu le vreau pe astea pe aici! Mă rog! Nu mi-amintesc să-i fi cumpărat pe ăștia! În cutie cu voi! Ojă? N-am nevoie de ea! Sunt destule în cutia asta! Gata! Ce-a murit aici? Puiul ăsta de somn m-a revigorat! Mai multe chestii? Tare! Dar am nevoie de și mai multe! Ce e în șmecheria asta? Opa! Da, sigur! Ojă? Clar mi-ar fi de folos! E timpul pentru manicură! Dar nu genul ăla pe care îl știi tu! De data asta decorăm degetele! Vezi dunga aia de ojă? Lasă-o să se usuce și să se întărească! Și pune-o sub o lampă UV! N-ar trebui să dureze prea mult! Acum scoate-o și treci la partea distractivă! Decorarea! O astfel de pensulă mică merge cel mai bine! Nu-i așa că inimioara ei adorabilă? E posibil să dureze nițel, dar merită! Vezi? Acum ai un inel nou! Sau două! Respiră pe gură! Huh? Sunt fabuloase! Inelele alea sunt extrem de frumoase! Astea? Îți dau bani pe ele! Tu prima? Tu! Ok, fie! Ura! Sunt bogată! Pot să le spăl! Poftim! Vreți și voi mai multe inele? Oh! Am uitat de ziua mamei mele! Ar trebui să am ceva pe aici! Se pare că nu! Ar trebui să am niște bani pe aici! Bingo! E timpul pentru cumpărături! Îmi permit un telefon? O mașină nouă? Poate un trandafir? Mersi! Te aștept și altă dată! Ai ceva la 10 lei? Tocmai am vândut ultimul buchet! Hai, frate! Ți-au rămas niște petale! De fapt, știu! Nu arunca petalele căzute! Dă petala cu un strat de lac transparent, apoi bag-o sub o lampă UV! Bun! Ideală pentru a-i prinde baza asta de cercel! Super, nu?
atât de drăguți! Mama! Oh, bună, Betty! Am ceva pentru tine, mamă! Oh, ce drăguță ești! Sunt minunați! Și atât de originali! Mulțumesc! Te iubesc, scumpo! E timpul să schimbăm afacerea! Bijuterii proaspete, luați-le cât sunt calde! Asta-i seara cea mare! Vai! Sunt sub brațele mele? Ăsta ar trebui să-mi înlăture mirosul! Gata! Acuși o să vină! E timpul! Intră acolo, micuțule! Vine! Bună! Bună! Iubire, nu o să-ți vină să crezi ce zi am avut! Mănâncă niște desert! Ok, deci azi la muncă? Aha! Nu l-a înghițit, nu-i așa? Ce e? N-ai văzut inelul? L-am pus în desertul tău! Nu e de bine! Nu! Lănțișorul tău! Poftim? Nimic! Stai așa! Vezi placa asta de îndreptat părul? Învelește-o în hârtie cerată și bagă niște mărgele în interior. Apasă! Wow, super! Acum dezlipește-o întreagă, apoi înfășoară-o pe o cariocă. S-a întărit, vezi? Betty? Ce e? Vrei să mă faci cel mai fericit bărbat din lume și să te căsătorești cu mine? Ce e? Bună! Un tip? Poftim! Să vedem ce pot să fac aici. Ok. Ce vezi? Cărțile! Super! E în regulă. Ok. Stai liniștită, globul de cristal spune tot. Arată-mi ce e dragostea, globule de cristal. Trebuia să se întâmple chestia aia? Ce chestie am văzut! Ar trebui să plec. Stai! Simt ceva. Da, aia e. Ia niște rășină epoxidică și pune în ea niște colorant alimentar roșu. Apoi amestecă-le bine. Frumos, nu? Apoi toarnă amestecul în ce formă vrei tu. Și după ce s-a întărit, scoate obiectul din formă. Dar n-am terminat încă. Lănțișorul e gata. Privește! Îl ador, e perfect! Mă place? Mulțumesc! Distracție plăcută! Pa, să mergem! O nouă zi la birou! Poftim, ia chestia asta! Stai! Sărută-mă! Tu ești adevărata mea iubire! Ți-au plăcut trucurile astea distractive pentru bijuterii? Încearcă-le și tu pe unele dintre ele și arată-l acest clip prietenilor tăi creativi! Te-ai uitat deja? Abonează-te la canalul nostru de YouTube ca să nu ratezi niciodată distracția! Care a fost DIY-ul tău preferat? Spune-ne în comentarii! Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri grozave!